Bine V-am regăsit, stimați prieteni, de această dată cu un invitat special despre un subiect uh, inflamant. Uh, este un invitat pe care m-am chinuit uh, ceva timp să-l uh, iau cu mine, să-l aduc. Uh, a fost aproape o vânătoare. Uh, de această dată, iată, sortită succesului, sunt împreună cu lector universitar, doctor Mihai Maci. Numele este foarte cunoscut celor care citesc ziare, fie în forma lor electronică, fie în formă scrisă, mai ales pagina Contributors, unde profesorul Maci și, dragă Mihai, o să spun profesor, pentru că ai CV de profesor și îți meriți statura de profesor, știm cu toții că n-ai vrut să escaladezi, unde ai fi putut fi deja, unde profesorul Maci, așa cum spuneam, a scris o serie de articole incendiare. Articolele respective au fost adunate într o carte și despre această carte vreau să discutăm, dar despre subiectele din carte mai mult și o să ne așezăm pe câteva dintre ele în timpul care rămâne. Bine ai venit. Îți mulțumesc. Mă bucur să mă aflu aici. Spune-ne câteva lucruri despre tine, dragă Mihai. Este foarte iubit de studenți, Este o figură aparte în mediul universitar rădean și nu numai, și predai și la Cluj, în Universitatea Babesboi. Spune-ne ce predai, câte ceva despre lucrurile pe care le faci la catedră? Formația mea este dinspre filozofie. Am făcut facultatea de filozofie. Uh, am făcut un doctorat pe perioada doctoratului am avut ocazia unor burse în Franța după care am venit la Universitatea din Oradea unde pe vremea respectivă exista o secție de filozofie între timp s-a desfințat și acum predau la Departamentul de Relații Internaționale al Universității din Oradea uh, de predat predau de toate ca să zic așa uh, e o parte dezavantajantă în acest lucru și anume acela că e greu să mai urmărești un profil al specializării, în contextul în care uh, disciplinele se divid, programa se multiplică, specializările se schimbă, e în egală măsură și un lucru bun acela care îmi permite, pe de o parte, să descoper mereu alte lucruri, pe măsură ce descoper și alți oameni, pe de altă parte, îmi permite să adecvez cunoștințele mele unei lumi care e mereu alta și în schimbare. De câteva timp, de câteva luni, și poate aș număra chiar un an și ceva, nu numai luni, situația învățământului românesc este din ce în ce mai prezentă în presa scrisă, și foarte mulți oameni neavizați din afara sistemului vorbesc despre catastrofa din învățământul preuniversitar și universitar. În perioada aceasta, tu ai scris o serie de articole care au scandalizat au inflamat, au pus pe jar lumea universitară și pe bună dreptate. Ți-am citit fiecare articol cu sufletul la gură și mă întrebam și eu alături de ceilalți prieteni ai tăi și colegi când te vor, te vor crucifica, oare când va veni vremea calvarului tău. De unde a pornit această frământare și cum de ai avut curajul să pui condeiul pe hârtie și să scrii despre lucruri pe care le gândeam cu toții nu toți am avut curajul tău de a spune lucrurilor pe nume. Mai înainte de toate, dintr-o atitudine foarte filozofică, dintr-o mirare, dintr-o perplexitate față de lucrurile care se întâmplau în învățământ. Lucrurile au început să, să degenereze aproximativ pe la nivelul lui 2005. Mi s-a întâmplat atunci să încep anul cu o generație de studenți. Aveam încă secția de filozofie, mi-am început cursul cu ei, am început să vorbesc, ei se uitau la mine absolut smirizam, uimiți da? de, de ceea ce spun, m-am oprit și am întrebat dacă înțeleg. Și au dat din cap și mi-au spus nu. Uh -huh. uh, și aproximativ aceleași lucruri le spusesem cu un an înainte. Uh -huh. uh, evident că a trebuit să mi reconsider tot discursul și a trebuit să treacă ceva timp ca să înțeleg eu însumi despre ce era vorba. Cei care intraseră în facultate în 2005 și începuseră școala generală în 1997 și practic luaseră în piept toate reformele educației. Uh -huh. Atunci am avut sentimentul sentimentul ăsta foarte straniu că ceea ce se întâmplă în învățământ e o problemă reală. Uh -huh. La început nu am scris public parte din, din, textele astea, primele dintre ele în speță, sunt niște scrisori către o prietenă care predă și ea în învățământ, în învățământul preuniversitar și încercam fiecare dintre noi să ne lămurim lucrurile. De ce se petrec lucrurile așa? Care este cauza? Apoi, pe măsură ce ele s-au agravat și s-au amplificat, am îndrăznit să le fac publice. Pe vremea respectivă erau puține voci care se ocupau de problematica învățământului. Învățământul nu a fost niciodată o, o, o chestie de impact social dincolo de nivelul declarațiilor. Am scris undeva uh -huh. în carte că din învățământ nu se moare. Uh -huh. Și la început eram puțini cei care ne ocupam de lucrurile astea, însă, însă procesul acesta al prăbușirii școlii agravându-se, impactul social a ceea ce produce școala la capătul ei, devenind din ce în ce mai pregnant odată cu acumularea generațiilor, lucrurile astea au devenit în ziua de astăzi o problemă publică și spre marea mea bucurie văd că în ziua de astăzi sunt foarte mulți oameni care se pronunță asupra lor. Unii cu o reală competență, mai bună decât a mea, alții la nivelul opiniei comune și și oamenii ăștia merită ascultați pentru că adesea vorbesc din experiența lor proprie, de părinți, de, de oameni care privesc de angajatori, de oameni care au o tangență directă sau indirectă cu mediul educației și de oameni care își pun realmente problemele pe care le pune educația. Probabil partea cea mai bizară dintre toate este aceea că problemele educației ca atare nu au devenit probleme în sensul propriu a cuvântului tocmai în mediul educației, în mediul care ar fi trebuit să fie reflexiv și mai ales în instituțiile educației. Ăsta e un lucru care mă lasă perplex și în ziua de azi, ca să fiu sincer. Da, când tocmai oamenii care ar trebui să fie cel mai preocupați de uh, felul în care predau, să-și adapteze uh, cursurile la lumea în care trăim. Am un prieten uh, care este conferențiar la facultatea de informatică dintr-un anumit oraș mare, nu spun orașul ca să nu-i trădez chiar total identitatea, și îmi spune absolut, uh, un, un fapt absolut aiuritor, și anume că se predă Studenților de la informatică care programează de pe la vârsta de 7-8 ani deja, li se predau niște cursuri de pe vremea când calculatoarele erau cu cartele perforate. Profesorii, nemai adaptându-și cursurile la cerințele studenților, așa că se întâmplă un compromis, studenții își văd de drumul lor, în cazul ăsta fericit, când în filozofie n-ai cum să faci lucrul ăsta fără călăuză, în cazul ăsta fericite își văd de drumul lor, profesorii își dictează cursurile scrise în anii 80 și ne aflăm în fața unui compromis la examen în care studenții trebuie să reproducă cursurile dictate de profesori într-o materie tehnică. Găsești la filologii studenți care nu au exercițiu cititului din liceu. Deci se pare că ceea ce ai observat tu uh, și observ și eu de câțiva ani încoace, cam tot de pe atunci, din 2005, din 2006, la teologie au început să vină studenți, unii dintre ei, nu toți, am avut studenți absolut extraordinari, dar unii dintre ei analfabeți biblic, pentru că în parohii păstorii nu-și mai fac datoria, și unii analfabeți. Uh, Abine, în, sensul propriu. în sensul propriu al cuvântului deci ne știm să scrie și să ne uh, neștiind să citească o carte din copertă în copertă deci practic ar trebui să ne întoarcem la nivelul unde? la nivelul uh, ar claselor trebui să regândim întreaga școală vis-a-vis uh, -vis de ceea ce spunea Adina ori aici mi se pare că e o problemă extrem de serioasă uh, noi uităm care este menirea școlii noi uităm cu toții, vreau să spun, care este menirea școlii: instituții ca atare, oameni care își fac treaba, săraci adesea sub presiune administrativă și sub o presiune economică fatală. Profesorii din întotdeauna în România au fost categorie socială defavorizată. Dar și părinții, și părinții uită acest lucru. Menirea școlii nu e, în primul rând, aceea de a constitui o parcare. În care ții copiii atâta timp cât părinții lor sunt la lucru. De multe ori noi o înțelegem în felul acesta. Și atunci ne gândim cu ce să umplem timpul respectiv. Menirea școlii, dacă nu e vorba de școala profesională, nu e aceea de a produce meșteșugari. Menirea școlii este cu totul lui alta. Menirea școlii e, în primul rând, aceea de a-l acompania pe tânăr în creșterea lui de a respecta etapele acestei creșteri hmm. și de a-i deschide progresiv lumea pe măsură ce el însuși se dezvoltă. Mă tem că uităm acest lucru, ajunge să ne uităm la programa școlară din ziua de astăzi, la clasele mici, la gimnaziu și să vedem că lucrurile care sunt acolo sunt ca, ca nivel de abstractizare cu totul lui disproporționate în raport cu înțelegerea copiilor. Copiii nu înțeleg lucrurile alea. Ele nu cad deloc pe felul lor de a gândi și pe felul lor de a fi. Și de acolo începând, intrăm în ceea ce eu am numit o impostură, în sensul în care școala își ține discursul ei, tern și monoton, se ocupă de lucrurile care sunt prevăzute în programă, pentru că programul asta este esențială, ea e sancționată prin examene de-a lungul ciclurilor de studii, în vreme ce copiii pierd legătura cu ce se face la clasă. Eu mi-am întrebat studenții, predau la un profil umanist, i-am întrebat care e momentul în care au pierdut legătura cu ce se făcea la matematică, fizică, chimie și ei mi-au răspuns că aproximativ între clasa 5 și 7. Sigur că au fost meditați pentru examenul de pe clasa 8, așa, dar ei nu mai înțelegeau deja ce se face la clasă. Uh, orice vreau să spun, vreau să spun că odată cu treaba asta se pierde ceva esențial. Uh, mai înainte de toate se pierde o anumită structură a gândirii pe care ți o formează știința. Exact, exact. Uh, mie exact. mi se pare că e ceva absolut necesar în lumea în care trăim. Uh, în al doilea rând se pierde încrederea în instituție și în oameni. Școala uh. ca atare se devalorizează pe măsură ce elevul vede că se poate descurca pe lângă școală. Sigur, el pierde și o anumită încredere în sine cu, cu ocazia asta. Practic, noi pierdem o mulțime întreagă de lucruri, și în locul lor nu e nimic. În locul lor e o încercare de a palea în mod artificial cu note pe care, pe care profesorii le cresc arbitrar ca să iasă punctaje bune a școlilor, o realitate care e tristă. Explicăm, te rog, de ce atunci? Când toți vedem vedem rezultatele la examene de grad, eu însumi am fost o, odată și mi-a ajuns, uh, am, am, am trăit o mică depresie după ce am uh, fost implicat în, în exa, într-o examinare a profesorilor care trebuiau să predea limba română și limba latină. Vedem aceste rezultate, vedem uh, uh, notele de la bacalaureat. De unde totuși această mândrie, prin comparații cu alte școli, școala românească, olimpicii români. Datorită faptului că judecăm în metonimic, luăm partea drept întreg și întotdeauna ne raportăm la cele lucruri cu care ne putem lăuda. Nimeni nu-și pune problema că olimpicii ăștia sunt aproximativ, hai să zic, în cel mai bun caz, 1% din numărul elevilor că majoritatea dintre, lor, dintre ei pleacă irevocabil în străinătate și nimeni nu-și pune problema ce facem cu cei 99%, și, care suntem noi. Și mai uităm un lucru, că acești olimpici cu care ne mândrim, toți sunt meditați. Deci ei, uh, ei sigur au, că ei le au... fac școală pe cont uh -huh, propriu, sigur. e perfect adevărat. Și mai e un lucru, Marius, aici. E, e o problemă care în mod fatal trimite și la dimensiunea uh, cum să-i spun eu, a unei religiozități neasumate. Uh, și anume la faptul că nu luăm în serios uh, preceptul religios al deschiderii unuia față de celălalt. Uh, noi nu mai realizăm faptul că legătura umană se produce cu adevărat la nivelul recunoașterii reciproce a fragilității noastre, a faptului că suntem imperfecți, a faptului că nu știm. Uh, noi am intrat într-un mecanism în care fiecare dintre noi caută să-i demonstreze celuilalt cât e el de mare da, 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 uh, da. și vorba lui Sergiu Ceribidache asta arată cât de abstracte și de, de reci sunt relațiile dintre noi noi nu ne mai întâlnim acolo unde este întâlnirea noastră adevărată, unde ambii recunoaștem da, e o problemă problema asta este a noastră și eu sunt partea ei și tu ești partea ei și împreună putem face ceva ce, ce trist este să trăiești o situație în care un uh, elev deștept descoperă cu o, bucurie, uh, cu o bucurie nelegitimă că are un profesor care nu știe să rezolve o problemă dintr-o colegere, și profesorul răzbunare găsește totuși o problemă pe care el o poate rezolva, și elevul deștept nu va putea rezolva. Și s-a pierdut exact ce spuneai tu, dialogul această conștiență a profesorului că și el este fragil, nici el nu poate rezolva toate problemele și să aibă curajul să spună nu știu, va căpăta mai mult respect din partea ucenicilor decât cel care răspunde la toate întrebările. Despre toate acestea și altele aș vrea să țin cartea ta în mână. Se numește provocator anatomia unei imposturi și chiar ca la, de fapt, cred că este mai mult decât uh, o anatomie, uneori citind articolele tale am, am avut impresia că particip la o disecție pe cadavru, <gângânt> lucrurile uh, pe care le-ai desfăcut miros extrem de uh, urât, Anatomia unei imposturi, o școală incapabilă să învețe. Aș vrea să citesc câteva din, uh, trebuie să menționez că prefața este scrisă de Horia Roman Patapievici care are un fragment pe în coperta exterioară, asemenea ecologilor care privesc natura ca un mediu indispensabil de supraviețuire și cer stoparea poluării pentru ca urmașii noștri să mai poată avea ce respira și Mihai Maci privește învățământul ca pe un mediu de viață indispensabil pentru viitorul națiunii și pus sever în discuție de irresponsabilitatea distrugerii condițiilor care fac posibile producerea și reproducerea binului comun vom dispărea ne avertizează Maci cu vocea sa blândă iubitoare și încărcată de disperare, Horia Roman Patapievici. Aș vrea să citesc câteva dintre titluri și apoi eventual să discutăm pe marginea lor. Nu avem, cartea este consistentă, are în uh, total 400 și ceva de pagini, dar iată, iată ce tai bisturiu uh, profesorului Maci. Uh, despre carte și școală. Cine sunt acești profesori? Problemele învățământului universitar. Curat Murdar despre utilitatea inutilului, publicații cu circuit închis, sar peste câteva titluri că sunt foarte multe, prăbușirea învățământului umanist, fabricile de diplome, vreau să ne oprim puțin la acest lucru, toamna universităților și bineînțeles articolul tău care a stârnit cele mai multe uh, reacții, cum produce școala tâmpiți. Acesta este cuvântul pe care l-ai folosit sfârșitul universităților din provincie, cine ne bate copiii, despre utilitatea învățământului profesional, apropo de desfințarea școlilor profesionale, precum un cancer, despre banii dați profesorilor în campanie, un subiect pe care n-a avut nimeni curaj nici măcar să-l vorbească, dar păi să scrie despre el. Impostura și ratarea. De ce nu mai citim? Din învățământ nu se moare. De ce nu poate fi făcut o ierarhizare a universităților românești? Când a început declinul universităților românești? Imposibilă schimbare, spui spre sfârșit? Cum au produs? Cum au produs universitățile lumea în care trăim? Și finalmente un loc pentru filozofie? Foarte uh, incitant, dar trist în același timp. Este articolele tale m-au lăsat cu un gust dulce, pentru că cineva a avut curajul să fie un vox clamantis în deserto, o voce profetică, dar în același timp cu un gust amar, pentru că am avut uneori impresia că într-adevăr vom muri și nu se mai poate face nimic. Da, mărturisesc că și pe mine mă bântuie îndoiala de câte ori mă apuc să scriu despre, despre problemele astea pe de altă parte, am spus de mai multe ori lucrul ăsta. Dacă, dacă lucrurile ar fi menite unei disoluții totale, dacă n-ar exista nicio șansă, atunci ar fi inutil să scriu. Okay. Până la urmă, scriu cu, cu o speranță de dincolo de orice speranță că ceva poate fi mișcat, că ceva poate fi schimbat. Am aici ceva din. din o rămășiță din Constituția robustă a bunicii mele, care îmi spunea întotdeauna că Dumnezeu nu ne trimite nicio încercare fără puterea de a o depăși. Uh -huh. uh, Biblic, de altfel. <laughs> da, categoric, și uh, cred că datoria, datoria noastră, a fiecăruia dintre noi, acolo unde ne aflăm, este aceea de a, de a formula cât mai clar problema uh, cu care ne întâlnim. Uh, în mod cert, nu eu sunt cel mai bun și cel mai indicat pentru a rezolva problemele astea, însă datorită formației mele și a locului în care mă aflu, cred că pot contribui într-o anumită măsură la clarificarea lor. Și alții mai buni și mai vrednici decât mine s-ar putea să facă ceva. Uh, sper lucrul ăsta, deși evidența îmi demonstrează contrariu. Ce ne facem într-o situație în care există o inflație de nu le-aș spune universități. De tot felul de, cum le numești tu, și-au și căpătat deja un, un renume trist. Atâtea fabrici de diplome. De ce, de ce este. Dar, n n Augustin avea o vorbă. N-ar exista tâlhari dacă n-ar exista oameni dispuși să fie tâlhariți. Uh, n-ar exista hoțul dacă n-ar fi exista n disponibilitatea. Uh, fraierul, să spunem așa, există o foame care este, care este satisfăcută de aceste fabrici. Este o foame a românului după a s-ajunge. Uh, părinții generației de crețeilor, amândoi facem parte din această generație, cu mândrie o spun, n-am crezut că o, o voi spune vreodată cu mândrie, că fac parte din generația de crețeilor, dar uh, părinții generației noastre au gândit așa, să mergi să faci o facultate ca să nu muncești greu ca tata sau ca mama. Deși erau oameni meseriași onorabili, există tinichigii genial, există mecanici genial care pun mâna pe capota motorului și spun ce să bate unde. Există oameni făcuți pentru profesii din acestea și pentru mine toate profesiile, mai puțin una, sunt nobile, dar toate, toate meseriile Uh, sunt vrednice de cinste, uh, de ce să producem intelectălăi? Oameni care au pretenții de uh, diplomați, dar sunt uh, complet ratați, cum spui într-unul dintre uh, ei. În cele două texte dedicate fabricilor de diplomă am încercat și eu să, să văd care sunt cauzele. Acestui fenomen și răspunsul sau răspunsurile pe care eu le-am găsit sunt următoarele. Aici este vorba de o problemă socială, mai ales de o problemă socială a României de după 1990. În momentul în care, în anii 60, s-a produs prima formă de, de urbanizare în România, de urbanizare masivă, că la asta ne referim, universitățile au devenit vectorul ei principal. Apoi, la jumătatea anilor 70, Ceaușescu a oprit procesul când a introdus celebrele buletine de oraș, și din momentul respectiv au fost câteva licee vectorul preferabil al urbanizării. Ne aducem aminte liceele sanitare, pedagogice, economice da. și așa mai departe. În 1990, când în sfârșit am scăpat de, de interdictul acesta al stabilirii la oraș, procesul urbanizării s-a reluat. Și era normal să se întâmple așa și din nou facultatea a devenit principalul vector al urbanizării deoarece ea îi elibera omului care o termina acel atestat care îi permitea să se angajeze în mediul urban. Din păcate, vine. Exact. Din păcate, lucrurile s-au redus doar la, doar la nivelul acesta. Mai mult decât fabricile și uzinele, după 1990 a fost administrația de stat. Ce s-a întâmplat? Noi, în 90, ne-am ne trezit cu vechiul stat care nu corespundea deloc normelor unei societăți contemporane. Și atunci, într-un regim accelerat, am creat structurile statului modern. Pentru treaba asta, am avut nevoie de personal, oameni care făceau dreptul științele economice, științele administrative. Și oamenii ăștia au fost creați pe bandă rulantă fără a se ține cont în mod deosebit de pregătirea lor datorită faptului că era o perioadă în care legislația se modifica atât de des încât ceea ce conta era efectiv diploma. Până la urmă se calificau ei la locul de muncă și mai bine o făceau decât cu lucrurile învățate în facultate. Acum, lucrurile astea sunt inteligibile până la un anumit punct. Problema este de ce am rămas în siajul lor și după ce problema urbanizării nu a mai ținut nici de o mișcare de masă, uh, și nici de problematica efectivă a aparatului de stat. Știm că în 2008 s-a oprit uh, intrarea în el. Uh, aici, răspunsul meu e, 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 cum să spun, unul care se referă la ceea ce spuneai tu înainte, la, la Constituția umană. Ce s-a întâmplat? Noi am făcut facultățile astea, le-am încărcat cu personal le-am obligat timp de aproape două decenii să raporteze numai cifre și realizări precum în planurile uh -huh. de, de pe vremea lui Ceaușescu e, și acum e foarte greu ca ele să vină dintr-o dată și să spună știți lucrurile pe care le-am spus noi nu sunt tocmai reale uh -huh. e, nu de alta dar cineva s-ar putea să le amintească că din punct de vedere juridic treaba asta se numește fals în acte publice și uh -huh. pot răspunde penal așa că oamenii sprinși între Ciocan și Nicovala pe de o parte, asta au făcut tot timpul, și nu știu să facă altceva. Pe de altă parte, e un mecanism juridic care îi constrânge la treaba asta, și atunci răspunsul pe care ei l-au dat acestei presiuni este acela de a scădea standardul în permanență. Uh. Și am ajuns în situația în care, la ora actuală, o universitate acceptabilă e o formă de liceu onorabil sau uh, mai acceptabilă este pentru clientul de diplome o universitate la care nu se duce deloc. Da, categoric. categoric. Uh, la un moment dat, unul din membrii Comisiei Aracis care a, ne-a vizitat spunea, domnule, am descoperit o universitate care funcționa într-un apartament. În hol aveau arhiva, în bucătărie aveau secretariat, un sfragei la birou rectorului și în dormitor era o, o sală de protocol, ceva în genul ăsta. Dar nu exista o sală de curs, nu existau săli nimic. Totul era procesarea numelor a diplomelor. Au uh, dat sute, probabil mii de diplome care nu cântăreau nici cât valoarea hârtiei sau copacului care a fost tăiat pentru a produce foaia respectivă și cam atât. Însă acești studenți au fost gata să plătească și la un moment dat era un personaj foarte... Uh, scandalizat de faptul că cele peste 20 de diplome pe care le obținuse de la o anumită universitate, nu-i dau numele, nu sunt valide. Cum poate cineva să gândească că plătește câteva sute de euro pe fiecare diplomă și poate avea 20 de licențe în mână? Dar pentru ce ar trebui cuiva 20 de licențe? Leg întrebarea mea și dacă ești amabil să-mi răspunzi, te rog, dacă ai vreun răspuns, că eu n-am. De ce ar trebui unui politician neapărat un doctorat pe care să-l dea să-l scrie altcineva eventual? Că bănuiesc că unii sunt absolut nevinovați de acele plagiate. Uh. Uh, ei au, n -au, nici n-au pus mâna pe computer, că nu cred că cunosc funcția cut-and-paste. Dar au avut niște asistenți, niște oameni care au făcut pentru ei chestia asta și ei strict o sensu nu sunt vinovați de lucrul ăla ci doar prin delegare eventual. Uh. O să-ți spun felul în care gândesc eu lucrurile astea fără pretenția de a fi cel bun. Vaga mea bănuială este aceea că în cazul unor oameni fără suprafață și mai ales în cazul politicienilor sau în altelor personaje din administrație e vorba de o conștiință a carenței legitimităților. Oamenii ăștia realizează undeva difuz că ei se află acolo unde se află prin hazardul unor întâmplări. A unor prietenii, a unor discuții la spriți și așa mai departe, uh -huh. și caută să dea o spoială de realitate uh -huh. a acestor lucruri. Partea comică, sau mă rog, trist-comică a acestor lucruri este că, că încearcă să se reabiliteze adâncindu-se în ficțiune, în modalitățile astea pe care le spui, și care sunt perfect reale, din păcate, în lumea românească. Până la urmă, cum se spun eu, diploma asta fără acoperire îl face pe om și mai ridicol decât absența ei. Da, este efectul mlaștinii. Te, te cu câte agiți mai mult, cu atât te trage mai mult în compromis. Exact. Și am văzut în, în ultimul timp, și de la asta am pornit discuția noastră, scandalurile acestea ieșind unul după altul la iveală, uh, Vedem că toate aceste lucruri, minciuna generală în care trăim are picioare scurte. Avem unui profesor de-al meu, lui Marian Ciuc, îi plăcea să spun, avem cadri didactice și cadavre didactice. Oamenii care se află acolo, la fel, se află în la suprafață, fie la catedră, fie la pupitru electoral, prin pure... Întâmplare. Și probabil încă ceva care spune un anumit lucru despre societatea noastră: și anume despre faptul că la noi domeniile vieții sociale sunt strict compartimentate și sunt aproape toate autoreferențiale. Se întâlnesc foarte puțin între ele. De pildă, noi nu avem acel mediu normal de conexiune a lumii academice și a lumii politice. Acel mediu care conectează expertiza cu decizia. Uh -huh. e, și atunci lucrurile astea se fac într-o manieră deformată la nivelul acesta. Uh -huh. e, necesitatea unor asemenea cadre de conectare cum să spun eu, la nivelul cel mai serios și cel mai eficient cu putință e reală. Ideea de uh, consultant în adevăratul sens al cuvântului, da, da, care da, este da, reprezentant, da, da. reprezentant al episteme și apoi cel care este reprezentantul de praxis este, aici ai rolul acelor consilieri pe care îi vedem. absolut Corect, absolut corect. Ori la noi lucrurile astea nu se fac pentru că la noi toate se adună și, și se însumează așa pe un soi de asimptot a ridicolului. Mm. E un fenomen absolut banal, îl putem vedea cu toții. Avem o instituție în care un om, grație abilităților lui personale, cel mai adesea conexiunile astea, cunoaște pe X, pe Y, din ministere, de tot soiul de chestii, reușește să atragă fonduri. Și asta este un miracol într-o lume săracă, cum este lumea noastră, în care fondurile sunt puține și impredictibile. Mm. Și atunci, treptat, treptat, în jurul lui se dezvoltă o curte, uh, și omul ajunge să creadă că el e cel mai cel la toate capitolele: că e cel mai mare poet, cel mai mare gazetar, cel mai telegenic personaj, uh, cel mai mare inginer, și așa, așa mai departe. Și, aia de sub el, foarte interesați de niște privilegii con concrete, îi întrețin uh, iluziile astea. Și atunci, treptat, treptat, omul ăsta devine un soi de, nu știu cum să-i spun eu, uh, om complet adună diplome, adună titluri adună chestii din astea care repet îi hrănesc această ficțiune de care totuși în momentele lui de luciditate în mod fatal ni le avem cu toții e și el conștient că e o ficțiune da. să facem un exercițiu periculos de imaginație pentru mine nu e atât de periculos, poate pentru tine mai mult pentru că la mine este improbabil, dar să presupunem că eu mâine aș deveni ministrul al învățământului, primul gest pe care l-aș face este că te-aș suna pe tine să-mi devii consilier, că tot am vorbit de consilieri. O să fie și al doilea scenariu în care tu ești ministrul învățământului. Dar să presupunem acest prim scenariu, ce sfaturi mi-ai da? Ce sfaturi îi da unui ministru proaspăt ajuns în funcție care este complet incapabil să înțeleagă mecanismul ministerului, se califică ca orice ministru la locul de muncă, pentru că noi, iată, nu avem nici adevărații profesioniști ai politicului, oamenii care să înțeleagă administrația, fiecare profesor, doctor, inginer sau ce este, aterizează acolo, se acomodează cu locul, sunt mânecele negre pe care îi găsesc întotdeauna acolo în, în minister și care știu cum funcționează și ei își califică fiecare ministru. Dacă are ghinionul să stea câte șase luni sau opt luni câte un ministru, eventual își pune câte un vis în aplicare, dacă este un vis nerealist și reușești să-l pună în aplicare, din păcate suferim cu toții, cum spuneai, generația aceea care a luat în piept toate reformele, unele absolut ridicole ale învățământului. Dar totuși, astăzi, privind la starea învățământului pe care o cunoști foarte bine, și eu și tu, pentru că te văd scriind, mai, am, mai avem o nădejde că se poate întâmpla ceva. Ce ar trebui să întâmple? Ce sfaturi practice ai da unui, unui ministru care ar fi dispus să te asculte? Ai scris la un moment dat o scrisoare către un, un fost ministru, da. primul copii? Primul lucru la care eu m-aș gândi ar fi următorul. Să nu se încreadă în raportările care îi se fac. Corect. Asta este primul lucru. Eu de când mă aflu în instituția în care lucrez, n-am văzut niciuna făcută pe bune. Hmm toate se amenajează mm. într-un anume fel, cum să spun eu, nu e vorba neapărat de o trucare brutală a datelor, pot să, prin omisiune, prin, oh. așa cum, cum spuneam înainte, prin luarea unui aspect și generalizarea lui fără ca la să fie cel care dă măsura, se pot face multe într-o statistică. Deci primul lucru este să nu se încreadă în, în treburile astea, ci să încerce, atâta cât timpul și funcția i permit să aibă un contact direct cu realitățile de la bază și mai ales să încerce atât cât poate să descrie situația reală. Fără acest prim nivel, care este acela al cunoașterii și al descrierii adecvate a situației, fără, fără apelul la profesorii care predau efectiv la toate nivelele, de la educatori până la profesori universitari. Fără încurajarea acestora de a-și spune problemele, fără o gândire serioasă care să formuleze problemele astea, nu se va putea produce niciodată o schimbare. Se va produce mereu acel lucru cu care deja ne-am obișnuit: reformarea formularelor, a hârtiilor, a tuturor lucrurilor astea, care în cele din urmă vor suna așa cum vrea să se sune la capitolul ăsta. Deci, ca să zic așa, primul lucru pe care, pe care îl aș recomanda unui înalt funcționar public este asta, este, este realismul o descriere corectă a realității Da. mă întorc din nou la, la bunica mea și îți spun un lucru pe care, pe care l-am văzut la ea, care pe mine unul mai impresionat și care cred că este cred că este marca profundă a credinței asupra unui om și pe care eu nu l-am îl admir enorm la bunica mea, dar mărturisesc cu sinceritate că nu-l am. Bunica mea, care era un om ce trecuse prin toate încercările vieții, era în egală măsură un om în care, în care luciditatea și optimismul coincideau. Era în același timp lucidă, era capabilă să vadă situația așa cum e, și optimistă. Găsea acolo. Uh, cum să spun eu, nu doar modalitatea de a rezolva lucrurile, ci găseau un sens care traversa lucrurile respective. Uh, ori îmi dau seama că eu sunt, uh, eu sunt o persoană care pendulează, îmi am momente de luciditate amară, uh, în care văz enorm și simți monstruos, și din potrivă momente de optimism exaltat, uh, care, da, nu se, nu se adecviază întotdeauna situațiilor concrete. Uh, Acesta ar fi un prim pas cunoașterea realităților. Bun, după ce am făcut o diagnoză corectă și aici ai, ai atins un punct vulnerabil de extrem de dureros al universităților care a, primesc fonduri, primesc fonduri în funcție de numărul de studenți. Atunci este o lăcomie în a-ți declara mulți studenți în anul 1, că altfel nu primești fonduri. Și este un, un cerc care se perpetuează de la an la an. Bun, odată ce avem o diagnoză corectă Anamneza am făcut-o, știm despre ce-i vorba. Am văzut în cartea ta un, un scurt istoric a acestor 20-25 de ani de, de catastrofă, una după alta. Care ar fi tratamentul? Uh, primul lucru la care, la care eu mă gândesc ar fi acela de a reabilita misiunea școlii. Uh -huh. Altfel spus, de a, de a reveni la acea școală care, deopotrivă, pentru elev și pentru profesor, este un mediu în care se întâlnesc unul pe altul și se, 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 întâlnesc cu marea moștenire culturală a umanității. În definitiv asta învățăm. Asta, acesta este apelul care ni se face. Să ne recunoaștem, să ne recunoaștem și să ne formulăm într-o lungă tradiție care a pus aceste probleme. Gândește-te la faptul că majoritatea elevilor care termină școala în ziua de astăzi pot să nu aibă niciodată șansa de a fi auzit de Shakespeare sau de Cervantes. Hmm, hmm. Câți dintre ei au citit la școală tragicii greci sau profeții hmm. biblici? Da, 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 da. Ori acolo este o experiență a umanității ca atare. Noi toți suntem oameni în virtutea acestei experiențe. Dacă școala nu asumă lucrul ăsta, dacă școala este fie FDX egal cu nu știu cât, nu că ar fi rău acel fie FDX, că probabil mm. își are și el locul lui, dar când îl extinzi la nivelul întregii educații devine abnorm. Mm. Asta este primul lucru la care, la care mă gândesc eu. Acela de a reveni la o adevărată școală, a cărei menire e aceea de a-l pune în contact pe tânăr cu umanitatea lui. Și uh, o să. -mi te rog să povestești o experiență pe care tu ai avut-o și pe care mi-ai povestit-o. Mi se pare că experiența aia face distinția perfectă între tipul de școală care îți livrează informații și te obligă să memorezi ca să dai înapoi folosesc un termen mai dur de obicei la, la această activitate să dai înapoi informația profesorului și acel tip de școală pe care tu ai pomenit-o de formarea tiparilor nu au nu unor uh, 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 modalități uh, statistice de rezolvare a unor probleme, și a un, unei paradigme de înțelegerea lumii și vieții, după care procesezi și dezvolți propriile tale modele de gândire. Sunt, practic învă, învățăm, ar trebui ca în școală să învățăm să gândim, nu să învățăm ceuri, ci cumuri, să învățăm unde să căutăm. Să nu uităm că trăim în mijlocul celei mai informate generații din toată istoria omenirii, o generație care are la un clic distanță Informația, orice fel de informații, noi mai putem învăța date și numere la istorie, ci putem învăța o hermeneutică a istoriei. Putem uh, și, și încă un lucru care mi se pare foarte important. Uh, câteodată am impresia că purtați de valul ăsta tehnicist, uh, a cărui proiecție în domeniul, în domeniul universitar este administrația. Uh, în domeniul ăsta. Total formalizată a unei existențe în care lucrurile se petrec ca într-un ping-pong automat. E o diplomă, te angajezi, câștigi, te distrezi și așa mai departe. Deci, purtați de, de valul ăsta, uităm ceva esențial, și anume faptul că cunoașterea nu e ceva rece, nu e ceva neutru. A cunoaște ceva nu înseamnă a ține undeva în cămară un stoc de lucruri la care poți apela când vrei tu. Hmm. Mi se pare că asta este o variantă cu totului falsă a ceea ce înseamnă cunoașterea. Cunoașterea în realitate e, e, nu știu cum să o numesc, e o inteligență pătrunsă de afectivitate care îmi permite să mă deschid către persoana celui din fața mea, care îmi permite să mă deschid către contextul în care mă aflu, care îmi permite să mă dimensionez pe măsura omului și a contextului, care îmi permite să iau un exact. serios lucru respectiv și să mă înțeleg utilitatea mea în acel loc. Poate că utilitatea mea nu e atât de mare pe cât o cred eu, dar poate să fie mică și totuși foarte eficientă acolo. De aceea, spre exemplu, iubim, eu sunt filolog de formație, dar am iubit fizica. Am iubit fizica și am făcut Geba și Hristev, pentru că am avut un profesor foarte dur recunoscutul domnul Atanasiu de, de fizică care m-a făcut să mă îndrăgostez fizică și am făcut-o cu pasiune tu ai avut o experiență pe care aș vrea în încheierea timpului nostru și înainte de a, de a încerca să tragem confuziile sau concluziile ai avut o experiență care mie mi se pare paradigmatică exact trecerea aceasta de la informație de la rezolvări, de la Învățări de, de formule spre uh, învățarea gândirii, să învățăm să gândim. Se întâmpla, se întâmpla aproape că aș fi tentat să spun la finele gimnaziului: uh -huh. uh, se întâmpla la sfârșitul clasei A10, -a, uh, am făcut doi ani de matematică fizică și mi s-au părut a fi cu totul în, în, în uh -huh. continuarea gimnaziului. Nu, nu, uman vorbind, nu simt că am crescut în acel uh -huh. timp. De ce? Datorită faptului că școala pe care noi o făceam era o școală care nu punea accentul pe educație, ci pe dresaj. Uh -huh. Noi eram dresați să rezolvăm la nesfârșit probleme de matematică și fizică pe care le făceam cu o mare dexteritate, dobândisem o mare abilitate a înlocuirii în formulă, fără să înțelegem ce facem. În fapt, ceea ce se întâmpla cu noi era faptul că multiplicând la nesfârșit exercițiile, Uh, reușeam să învățăm pe de rost și fără să ne dăm seama algoritm de rezolvare ai problemelor. Și atunci când noi vedeam o problemă, noi nu știam să o rezolvăm. Pentru că dacă cineva ne-ar fi spus să explicăm de ce facem ceea ce facem, majoritatea ne am fi blocat. Dar, în același timp, știam cum să o rezolvăm, am pentru că eram exact, eram capabil să, să intrăm pe arborele algoritmului de rezolvare și să o ducem acolo unde trebuie. Și s-a întâmplat ca la jumătatea clasei a noua să cunosc un tânăr profesor de fizică, cu care mă așteptam ca, așa cum se întâmpla la școală, să facem probleme din culegeri, dar cu care n-am făcut lucrul ăsta, cu care eu am citit timp de un an și jumătate principia matematică a lui Newton. Într-un an și jumătate am citit vreo 50 de pagini, refăcând raționamentul, punându-ne problema încercând să adecvăm un limbaj de secol 17 la lumea la noastră. Și atunci am văzut cum funcționează gândirea, am văzut practic ce înseamnă a gândi și mi-am dat seama, Dumnezeule, nimic din ceea ce fac eu la școală nu are legătură cu gândirea. Ai învățat să interpretezi, ai învățat să... Și oareși cum ăla a, de... a fost lucru care m-a determinat până la urmă să trec de la matematică fizică la filologie istoria. Uh, mai adaug un lucru Poate că nu faptul în sine pe care, pe care l-am dobândit în această, în această lectură aplicată a lui Newton e cel decisiv, ci acela că el a stat la baza unei decizii și decizia aia m-a transformat dintr-o dată din copil în adult. Hmm. Iată ce important este să întâlnești omul potrivit la momentul potrivit. Pentru tine a însemnat ca și pentru mine de altfel, am întâlnit un, un profesor providențial Uh, și tot la treapta a doua, cum era atunci, mi s-a modificat calea pentru totdeauna spre umanoare, Deși n-am ajuns filolog pentru că, așa cum este mitul, uh, filologii sau filozofii au ajuns filologi filozofi pentru că nu le-a plăcut fizica și matematica. Uh, este un, și cu, cu uh, un comentariu asupra acestui moto, aș vrea să uh, încheiem timpul nostru, s-a scurs extrem de rapid. Și aș fi avut încă o mulțime de întrebări pentru tine, dar este ceva șocant. La un moment dat, la pagina 23, apare așa. Iartă-le, doamnelor, căci, deși știu foarte bine ce fac, nu se mai pot opri. Ioan de Sârbu, de ce ai pus? A, pentru că mi se pare că această exergă conține în ea tot ceea ce am spus eu după aceea. Uh, știți care e, e problema? Problema este următoarea: că uităm adesea să facem deosebirea dintre greșeală și păcat. Uh -huh. uh, Greșeala, ca atare, cred că are un rol în economia vieților noastre. Uh, ea e aceea care ne arată unde ne aflăm, care, făcând dintr-o dată vizibile sforile și scândurile decorului. Ne arată ce suntem și ce ar trebui să fim. De asta, atunci când cădem în greșeală, nu trebuie să fim speriați. Din potrivă, trebuie să fim plini de speranță, uh -huh. trebuie să ne căim și să ne întoarcem pe adevăratul nostru drum. Păcatul, în ceea ce îl privește, este mult mai mult decât greșeala. Este greșeala devenită mecanică. Uh -huh. și Ori uneori cu voia și intenționat. Da deși aș spune aproape mm -hmm. ca și Socrate, că omul nu face rău știind că îl face. Ce mm -hmm. uh, mi s-a părut că vorba asta lui de sârbu conține în ea, conține în ea toate lucrurile asupra cărora m-am oprit eu. Uh, ceea ce mi se pare că vede în situația școlii românești actuale este o greșeală care s-a mecanizat, mm -hmm. care aproape s-a automatizat, mm -hmm. uh, care strivește destine uh, și care înăbușă lucrurile vii din om, mm -hmm curăceala unui mecanism mecanic, ăsta mm. este lucru care, care pe mine unul ma cum să spun, m-a lăsat cel mai perplex dintre toate uh, și cel împotriva căruia cred că atâta cât am putut eu, cu puținul meu, uh, am putut măcar să ridic o voce. Mm. Dragă Mihai, îți mulțumesc foarte mult Eu pentru mulțumesc. timpul acordat și neapărat aș vrea să revenim, poate într-o ulterioară discuție, asupra unui subiect care uh, mă frământă de ceva vreme, uh, primind noi generații de studenți. Una dintre frustrările pe care le, le văd aproape în dreptul fiecărui coleg al nostru. De ce să mai citim? De ce nu mai citim? Uh, Aș vrea să găsim o dată timp să ne reîntâlnim pentru o discuție în auzul um, prietenilor noștri despre lectură, necesitatea lecturii sau iată inutilitatea ei pentru vremurile în care trăim. Generația Facebook, generația Google se pare că nu mai are nevoie decât de meme-uri uh, ca să-și hrănească intelectul în restrângeri, din păcate cu mare bucurie mm. și până atunci îi sfătuim pe cei care ne privesc să se pregătească citind pentru mm. emisiunea <laughs> respectivă Dragi prieteni, ne aflăm la sfârșitul unei emisiuni extrem de intense pe o problemă care a apărut în ultimul timp în discuții în societatea românească au apărut discuții despre homeschooling despre școle alternative, despre Uh, școlile din străinătate comparate cu școli din România despre școala românească, despre plagiate. Am privit uh, la toate acestea făcând uh, anatomia unei imposturi cu profesorul Mihai Maci. Uh, uneori a arătat a disecție, uh, dar există speranță, există nădejde. De aceea profesorul Maci continuă să scrie, noi continuăm să discutăm pentru că avem încredere că dacă voi veți veni în ajutor și dacă veți fi conștienți, părinți, asupra educației copiilor, și dacă ai noștri copii crescând vor fi conștienți de necesitatea formărilor, nu a informării, ci a formărilor ca ucenici, probabil avem nadejdi pentru generațiile următoare, și dacă Universitatea a existat atât pentru sute și peste o mie de ani, va continua să existe. Poate în forme noi, dar vom continua să formăm ucenici, să ne formăm în continuare să ne apropiem de lumina științei care finalmente vine de la dătătorul oricărei lumini, Dumnezeu însuși. Vă mulțumesc! Amen.